Ziua de 8 aprilie este dedicată în întreaga lume persoanelor de etnie romă care sunt sărbătorite în comunitățile lor cu mare fast. La Cernavodă, romii și-au dat întâlnire vineri în piațeta centrului civic pentru un spectacol dedicat lor, organizat de primăria orașului Cernavodă, Consiliul Local și Casa de Cultură Idechirescu. Așa cum era de așteptat, nu au lipsit fustele colorate, dansurile și muzica tradițională țigănească. Dansuri, culoare și muzică țigănească. Asta s-a auzit vineri în piațeta centrului civic din Cernavodă. Fustele multicolore fluturate de tinerele rome, dar și mișcările din șolduri pe muzică țigănească au făcut senzație în rândul celor prezenți la spectacol. Este foarte important, având în vedere că există câteva mii de persoane de etnie romă la noi în Cernavodă și conform tradiției de ceva timp, suntem onorați să dedicăm câteva evenimente culturale, cultural-artistice și acestei părți a cetățenilor din Cernavodă. Am încercat să aducem și astăzi, ca și în alți ani, artiști de calitate, dar și un spectacol cu specific țigănesc, tradițional. Au fost ansambluri de dans, au fost artiști și iată și o vedetă bine consacrată precum Nico, care a încercat să le ofere un repertoriu cât mai potrivit și pentru ei. Noi respectăm și Constituția, respectăm și legile în vigoare și vrem să oferim programe culturale și artistice etniilor rome din Cernavodă. Urare pentru comunitatea romă? La mulți ani. Suntem alături de ei și primăria este deschisă. Și Casa de Cultură, pentru că noi, printre cei 300 de copii, peste 300 de copii pe care îi avem în instruire la Casa de Cultură, sunt o mare parte și de etnie romă. Și ne bucurăm că putem să facem multe și pentru ei. Atmosfera de sărbătoare a fost creată de artiști de marcă precum Nico, Axinte, Ianuș Prahoveanu, Tarafu Nomazi, Roma Fest și trupa Audeo. Am mai fost la Cernavodă acum 8 ani, dacă nu mă înșel. Este a doua oară când vin aici și îmi doresc să vin mai des, pentru că oamenii vor să asculte și altă muzică. Cum vi s-a părut publicul? Foarte frumos, foarte drăguț, foarte zâmbăreți, așa, veseli. Ok. O urare pentru comunitatea romă? La mulți ani să fiți sănătoși, în primul rând, că este cel mai important lucru, să avem sănătate, să ne putem crește copiii frumos și să fim iubiți de toată lumea și tot ceea ce ne dă Dumnezeu până la urmă, că noi dorim multe și ne punem în plan foarte multe lucruri, dar nu se întâmplă decât o mică parte, pentru că nu are timp Dumnezeu să le aranjeze pe toate, așa că viața noastră întotdeauna este pusă în mâna lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu să ne ajute să fim sănătoși și să facem fapte bune și lucruri frumoase. Hai să încingem o horă așa românească! E sărbătoare azi! Azi vai polițai! Păi ce să ia cu mine în gură? Și-l mănânc cu fulgi cu tot și mă doare fix în pot, mă, tată. Păi ce să ia cu mine în gură? Îi fac bagul bandantură. Îi dau 15 cum din bot și-l mănânc cu fulgi cu tot și mă doare fix în pot, mă, tată. Este prima dată acest an și a 25-a oară de când o vin la Cernavodă. Sunt poate ca fiul al orașului, pentru că de câte ori vin aici mă simt așa bine și mă simt ca acasă.
și e unul dintre cele mai bune publicuri din România. Dacă e și frig un pic, a fost Paștele, oamenii alte trebuie, n-a venit atât de multă lume, dar asta e, pentru că este Partida Romilor și trebuia să facem și o petrecere, dacă 8 aprilie, când e Ziua Internațională a Romilor, a picat în seara, în ziua de Paște, nu puteam să facem atunci. Și atunci am decalat un pic și am făcut astăzi, vineri, 13 aprilie, de Izvorul Tămăduirii. Cum vi s-a părut publicul, spectacolul? Nu prea l-am văzut, că era cam negru, adică era întuneric, așa, și public bun, ca de fiecare dată. Sper că ați observat și voi. Nu a fost uitat nici tradiționalul Miss Țiganca Cernavodă. Concursul ajuns la ediția 4 a fost organizat în special pentru domnișoarele de etnie romă. Premiul 3 este concurenta cu numărul 6. Irina Georgiana. Irina Georgiana, loc, felicitări, iată și cadouri din partea președintei Partidei Romilor Pro Europa, nu? Ai făcut președinte! A, făcut-o președinte! Eu vreau să fie femei și președinte, de ce nu? Cine vă bate, doamnă, că sunt eu aici în spatele dumneavoastră? Avem și cadouri, buchete de flori și ceva, nu știu, o placă sau ceva de păr, da? Felicitări, felicitări! Locul 2, concurenta cu numărul 2! Valentina! Felicitări, Valentina! Avem cadouri și pentru tine! Felicitări! Voi ce faceți? De ce nu aplaudați? Avem aici premianți! O placă de păr și un... să-și facă părul așa frumos! Frumoase, așa e, doamnă, vă mulțumim mult! Și Miss... Locul 1, Miss Cernavodă, România cea mai frumoasă din Cernavodă, concurenta cu numărul 5, Andreea Daniela. Felicitări! Felicitări, Andreea! Avem și coroniță pentru tine, normal, așa sunt toate fetele care sunt Miss, dar și celelalte două fete sunt la fel de frumoase. Și felicitări tuturor fetelor care au fost prezente. Felicitări tuturor participantelor. Și acum le chemăm pe toate alături de noi, toate participantele se urce pe scenă în aplauzele dumneavoastră. Aplauze pentru toate concurentele noastre. Avem zida pentru toate fetele câte un cadou. Iată, super. Cadouri de participare. Super, avem cadouri pentru toate fetele, mi se pare normal. Veniți, fetelor, mai încoace. Haideți, Aurelia, veniți, Gabriela, veniți mai încoace, este, aveți Mariana toate. Tudor, Florentina Mirela. Flori pentru Andreea toate Daniela, fetele. Irina. Ideea de a marca o astfel de zi a luat naștere la Londra în 1971, la primul Congres Internațional al Romilor. Atunci s-a luat decizia ca 8 aprilie să devină Ziua Internațională a Romilor din întreaga lume. Această zi este importantă pentru comunitatea romilor, în primul rând că se sărbează ziua lor. Pe lângă faptul că suntem cetățeni români, suntem și de etnie romă, nu? Și atunci, dacă s-a hotărât ca acest eveniment să fie sărbat oficial, legal, îl sărbăm și noi. Este prima oară când se sărbează la Cernavodă sau Ziua Romilor sau este o tradiție? Ziua Romilor la Cernavodă de 5 ani se organizează în fiecare an. Și n-aveam cum să întrerupem tradiția. Cum vi s-a părut spectacolul? Plăcut, plăcut, antrenant. Care este mesajul pe care îl transmiteți comunității rome? Comunității rome? Comunitatea romă trebuie să înțeleagă că noi, vorbesc în numele instituției, pentru că, așa cum se știe, sunt expertul rom în cadrul primăriei Cernavodă, noi suntem alături și venim în întâmpinarea problemelor lor, dar și ei, la rândul lor, trebuie să vină să ne spună ceea ce îi doare. Nu așa cum se face până acum la colțuri. Aici, oficial, pentru că eu de-aia sunt aici, să-i ajut și să-i reprezint. Aș mai vrea totuși să transmit pe această cale că și acest an, ca și în anii precedenți, Partida Romilor va da recomandarea pentru licee și facultăți. Dacă anul trecut am reușit să ducem la liceu 9 copii și la facultate 2, îmi doresc ca anul acesta numărul lor să fie mai mare. Îi sprijinim, îi ajutăm și material,
numai să meargă la școală, pentru că școala este cea mai importantă pentru a reuși în viață. De asemenea, a fost adoptat și steagul internațional al romilor, având jumătatea de jos verde, simbol al câmpurilor înverzite, și jumătatea de sus albastră, simbol al cerului senin, iar la mijloc o roată simbolizând pe de o parte soarta, roata succesiunii vieților, iar pe de altă parte nomadismul în relație cu spațiul originar al Indiei.